Ich bin mir der Standard für sämtliche Reservoir-Dinger dann hier nach. Der Kasper Tine. Die Union a Konsilierlibro Juridic din România. Și primul care mi l-a afișat era acolo județ. Trebuia să bifez la județ, dar l-am afișat. Era Purdel. Îmi cheamă pe la Purdel. Mai bine chiar Puradel cu pula de fier. Cred că și pe Adrian o cheamă Puradel cu pula de fier. Se dădea rădu cu Adrian Adrian. Păi pula mai cu rădu cu toată 2004-2005. După a expirat. N-ai cum să mai fie. Răducu îl iei doar numele că s-a făcut o instanță, da? La divorț a zis să revine la numele anterior căsătorii, da? Acum te ia, poate te cheamă Rudica Popescu Bicanescu. Mă doare pe nempulă. Ionescu Popescu. Dar nu Răducu. Și acum e o problemă cu numele, dar Răducu că s-a făcut renume. Deci e mai complicat. Nu e ca orice fel de nume. Pe fiimea, da, o cheamă Răducu. Până s-o mori, da. Spre exemplu, pe Ioana Bărboi, o cheamă Bărboi și ea e poetesă, principesă și o să-și păstreze numele de Bărboi, e artistă. Obiceiile au ăștia, știi? Că e brand. Băi, nu mai am piracetat, nu mai am simbă pula. Am, am niște de aia de aia. Am o cartelă de teleur. Nu mai am. Niște de-astea două doze de tigări. Și mă gândeam eu așa de creierii mei, transducii, că să-i fac o vizită lui Fimea. Bă, Răduc o Adriana Daniela. Știi că eu nu m-am interesat niciodată de tine? Răduc o Adriana Daniela? Când a văzut actul, că m-am dus și eu până la... Am avut să mă reangajez la Elita. Când... Dar actul era încă angajat. Și l-am întrebat și eu pe un muncitor de acolo. Băi, ne-a costumit la atelier? Ăla, da. Oh, vreau să-i salut pe băi, dar nu mai e la atelier de atelier. Bătăiușul acolo. Poate îmi dă cu dușul. Numai că bătăiușul chiar a făcut ce a făcut. Cu ce se ocupa bătăiușul? Cu dat oamenii afară de la servicii. Cum de tinerețe? Să urăm și să fie. Și ce făcea tata? Făcea rapoarte ca să dea oamenii afară. Bă, dar a reușit și cu cinere. Ăsta s-a dus mai extremist. M-a dat și pe mine afară. Acum
pe Bătăiu și de ce nu l-am văzut? Am văzut-o pe Benoclasă de Măta. N-a ieșit Bătăiu și era Bătaie. S-a mai încheiat pe toată povestea. O originală. Ce vrea? Cred că s-a supărat. A zis și-a văzut cu la tot eu nasul. Prieten ca mare placă de tank. De tank. La pizdă. Nu mai pot să. Am bătrânit și eu, am încercat să mă duc până la farmacie să știu câte Viagra. La o farmacie 34 de lei, la alta e 36,80 de bani. Și eu dacă am 20 de lei pe lună, n-am nici de jumătate de pastile de Viagra să-mi stăt colo-cola, că m-am luat fără zi. Să tot pot profita. Iar. Dar las că vină tatu, tatu e mai tare ca Viagra. Să vezi cum îmi trage luna în bol. Și după aia fuge. Lovește și fuge. Și a zis că îmi sparge casa. E spărgătorul de luci. De luci. Eu zic, ce pula mea să spargi, că e spartă casa. Unde e casa? Îți sparg casa. Și fă, mă, dar pentru pula, ce faci tu? N-ai ce sparge, că e deja spartă. O foloanca, și ce pula lua altul. Dar ăsta a fost norocul meu de la Dumnezeu. De ce? E în costum de mort. Eu eram în costum de viu. Și se vă uita fita, băi, era nemulțumită asta, era nesatisfăcută, cam pula mică. Dar lui Mihaela îi plăcea pula mă. Ne eram îndrăgostiți. Ne futeam în continuu să mă pula. Lui fita mea. Nu-i ajungea atâta pula. Am zis, mamă, câtă pula bag asta în ea, dacă nu-i ajunge atâta pula. Eu încercam de două, trei ori pe zi să te satisfac la față. Era mai satisfăcută. Zic, că e teleorobingo la ochi. Și cum le dau ochii peste cap, păi, are orgasm, dracu. Face ca toți dracii. Urla Cristi când are orgasm. Păi, wow. Cristi? Da, cred că... Cristi! Eu nu mă pur altfel, mă, Cristi, asta crede că se pute cu Cristi. Cristi! Era ubire Cristi. Și am zis, mama, acum știu cum îl cheamă pe ăsta, Cristi. Bă, Cristi mă iubea și pe mine. Ăsta cred că e abisexual. Vrea să mă fută. Deci eu eram la Elica, dar eu răspundă telefonul, alo. Și Cristi punea poroacă. Îmi plăcea de Cristi. Face, alo, face, da. Elvis la telefon. Poate, nu știu de ce vis. Nu, sunt la. Face, nu, că mi-a dat un prieten numărul ăsta de telefon. Dar credeam că e Elvis. Păi că se-mi bat pe aia. Thunderbolt. Eu mă prefăceam că nu știu bine. Ați găsit numărul, domnule, dragă. Ca să nu mă fol de căcălă și de poanțile, băi. Că dacă îmi săream uștarul și ziceam, băi, e fătălău. Fătălău, fătălău. De câte ori îmi dai mie telefon? Păi vreau să vorbesc cu doamna Redu. Bă, fii atent că e domnișoară. Să nu o fuți în pizdă. Aia cum? S-a făcut domnișoară de nou? Acum iar e doamnă. Dar fii atent că e dilie și aia ca tine. Se dă răducul. Eu cred că și-a schimbat și numărul la tribunal de mental. Ce-o fi invocat, nu știu. Că vreau numele de Rădu. Înseamnă să fiu că... Înseamnă ce moare ăla în pula lui.
secție, îmi poartă mie numele și după ce e divorțat, moare ăla, ăla cum îl chema, picot, barbă în cot, barbă albastră. Nu, îl cheamă floare la fereastră de glastră. Nu, îl cheamă Castranova. Nu, Casanova. Sau Viatia. Și deci l-am găsit pe Puraler cu un marichel la Uniunea Artiștii, nu, juriștilor. Unde o fi Uniunea Artiștilor? Că mă duc și eu să mă înscriu la Uniunea Artiștilor. Fomiștilor. Dar o fac ca acum, gata, bă. Uniunea Artiștilor Fomiștilor. UAFU. FUT! Cum? UAFU? Uniunea Artiștilor Fomiștilor. O fut buci, că de București. Când bucoaie, de bucoaie. Uniunea Artiștilor Fomiștilor. Și eu invit pe ăla de la Dirigi Mastea pe Uzi, care te bagă în perfuzii. Că zic, bă, Uzi, vrei să vii la Uniunea Artiștilor Fomiștilor? Ăla nu, eu mă duc la OAG. La ce? La Uniunea Artiștilor Grași. Și nu este chiar atât de gras. N-a venit eu pe viitorul meu, vreau să mă fac gras. Să trag o burbacă de aia mare. Cum pula mea, nu vrei să ai ghiozdan în spate ca băiatul ăla când veni să la... Când era student, e cu ghiozdan în spate. Nu, vreau să am ghiozdan în față. Ești ca mamile alea care poartă bebelușul în față. Și eu zic, ce pula mea e burta aia? E plină de căcat. O să-mi zică Oli. Cum? E plină de căcat. Aolo! Și face ștită-mă că scot cârnat după cârnat. Mamă, original! Deci hai să facem o altă melodie. Cârmăcac! Când mă cac ca un adevărat bărbat, scot cârnat după cârnat. Și după o pun pe ea, se pișe pe lingurița aia. Eu sunt varză în cap, ea face ca o barză. Stă într-un picior așa ușor. Păi, păi ce pula mă, ți-ai luat balerina? Păi, normal, mi-a luat balerina. Și tu nu stai în balerin, dar ce nu, că nu se vede pula pe mare. Ți-ai vezi pe aia lacul lebedelor. Și ce faci? M-am lăsat de lacul lambelor și acum facem lacul lebedelor. Scot cârna după cârna, e adevărat. Ok, bă, ești cam ciudat. Exact. Dar nu se constipa. Să-l văd pe Uzi gras pe cum aș pisa pe mine. Da, vreau să-l văd altfel, cum era fetele lui Ioana. Te pisei pe tine de rez într-o poză de ei care mi-a arătat-o. Nu le bag asta pe internet, dar vă descriu. O imagine vorba lui Rachelul ăla. O imagine între 1000 de cuvinte. Era fratisul la mănăstire cu vărâsul. Vărâsul era trist. Era toată tărâsul. Fratisul fericit stătea cu ghiozdanul în spate să plecă de montaniar. Căi că zicea, am destinația din GPS la peștera Buieni. Ce îndrăgostise? Îi curgeau banii, zice că e mermel cotovel. A zis, băi, m-am lăsat de mănăstire, ai băgat pe pula în ea. Și zic, băi, cam futuros, frate, zic, pula mea, de ce s-a lăsat de mănăstire?
Deci pitulicea l-a luat de la mănăstire ortodoxă religioasă rău? Păi ce căuta fata la mănăstire? Vrea să exorcizeze. Ce vrea fata să facă? O întrebe pe Ioana. Să exorcizeze. Și frate, tu ce-a făcut? A încercat să scoate dracii din ea. După ce? Cu penetrare. Îi făcea ceva la fată? Da, îi torcea coșurile după față. Cum? Așa se exorcizează la voi? Da, eu să văd. Și e moscat otonel. Otonel? Otonel. Păi, mamă, ce-i făcut la fată? Și după aceea ce-i mai făcea? Îi torcea și coșurile după buci. Păi, mamă, dar furuncul a găsit, da, i-a găsit furuncul în ziua. Și a zis, mamă, cât iese de-n fată. Și a spus-o, da, n-a slăbit-o deloc. Era deja slabă, deci n-avea ce să mai slăbească. Păi știu de ce ești așa crăsă. Păi așa zic eu, solidă, cea mai solidă, gargită, că râdea și de mic, de mine, poate eu mă ajung la tot fiul de chile. Mai am cu la mea? Da, o ai 80 ceva, eu am 70. Deci sunt uscat. Original. Măi, pe vârful indicului, pe mă rup din nou. Că râdea și de mine, pe ce ai ridică, mă poți? Nu știu, pot doar că ori. Ori zic pe fața, păi și o mă câte zile are asta, e zita mai balena. Face de aia, și balena îi bați. Păi ce fată, ești orcă? Da, ești orcă. Și ce mănânci? Nectar? Nu, plantor. Și atât de greastă. Da. E cel mai mare mamifer după planetă. Păi și eu de ce m-am îndrăgostit de tine? De aia că tu ești peștișorul ăla mic. Sau vine peștișorul și spui trei dorințe. Și care e dorința ta primă? Vreau un copil. Doar un copil? Pot să spun că e mai mult copil. Paul, și cum se face asta? În lume, Ioana plus Dan egal pipotă. Pipotă? Exact, egal pipotă. Gândiți-mă să scriu pe pereți Ioana plus Dan egal pipotă. Da, egal pipotă.